Slăvit să fie Domnul pentru crucea lui Iisus. Dacă n-ar fi fost jertfa, dacă n-ar fi fost crucea, dacă n-ar fi fost sacrificiul, eu și dumneata nu mai eram astăzi aici. Dar pentru că în ziua aceea de durere, în ziua aceea grea, Iisus a ales și cuvântul cheie este de bună voie. De bună voie. Să-și întindă mâinile la calvar pentru mine și pentru dumneata. Vrem să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Aș vrea înainte să vă citesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat pentru noi toți, pentru seara aceasta, să vă fac o mărturisire și aș vrea să mă înțelegeți bine ceea ce vorbesc, pentru că sunt lucruri reale, sunt lucruri care se întâmplă și noi trebuie să fim vegheatori ca să nu dăm loc celui rău cumva să intervină și să ne mai pune câte o piedică sau să se întâmple ceva care nu-i după cuvântul lui Dumnezeu. Duminică am adus înaintea dumneavoastră un cuvânt. Și dacă vă aduceți bine aminte, am vorbit despre... Vă mai aduceți aminte? Cine știe să-mi spun? Fac acum un test. Să fim lumină. Să fim lumină, foarte bine. Și am vorbit despre mărturie. Trebuie să avem o mărturie. Și care ne este mărturia sau cum ne este mărturia. Și vă mărturisesc ceva, eu nu am probleme cu emoțiile. Când vorbesc, când mă rog pentru cei demonizați, când mă rog pentru vindecare, când fac o lucrare lui Dumnezeu, nu am emoții. Și m-am rugat Domnului pentru două lucruri. Și am zis, Doamne, să nu mă lași niciodată să mă las intimidat sau să mă las dus departe de unde trebuie să fiu. Și Dumnezeu mi-a îndeplinit lucrul acesta, dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat duminică. Am venit aici cu cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat și știu că a fost de la Domnul. Și când am venit aici sus, mi-a făcut Dumnezeu de cunoscut două lucruri. Aveam de-a face cu două duhuri foarte puternice. Unul era de judecată și unul de împotrivire. Să nu vi se pară ciudat, să știți că vin în adunare. Și eu am făcut o greșeală. Pentru că eu trebuia în momentul respectiv să vă ridic pe toți în picioare, trebuia să vă spun exact despre ceea ce este vorba. Știți Ezechiel 33, te-am pus străjer. Și în 3, Ezechiel 3 spune, te-am pus păzitor peste casa lui Israel. Eu trebuia să vă ridic în picioare și să vă spun exact care e problema, să intrăm într-o rugăciune, să mustrăm duhurile și apoi cuvântul să fie vestit cu putere. Și n-am făcut. Pentru asta îmi asum responsabilitatea. Mi-am cerut iertare și înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă spun cât de mult o afectat. N-am pățit așa ceva niciodată. Nu știu, poate alții au pățit. La un moment dat, mă uitam, eu nu fac notițe la predică. Îmi dă Dumnezeu cuvântul și-l aduc. Și mă uitam peste text și fugeau cuvintele dintr-o parte într-alta. Ca să înțelegeți ce multă împotrivire a fost. Fugea versetul de pe partea dreaptă, pe partea stângă. Poate credeți că vă vorbesc prostii, dar eu vă spun adevărul. În seara aceasta voi face lucrurile puțin diferit înainte să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și cu autoritatea pe care o am din partea lui Dumnezeu, în această clipă, rostesc ca orice duh de împotrivire, ca orice duh de judecată, ca orice duh care încearcă să împiedice lucrarea lui Dumnezeu să plece în numele lui Iisus Hristos. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu să fie rostit cu putere, cuvântul lui Dumnezeu să aibă efect în viețile noastre și cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod. Și mă rog aceasta în numele lui Iisus Hristos, crezând că El va face exact ceea ce am cerut. Acum vreau să vă citesc un pasaj din Iosua, capitolul 6, începând cu versetul 1 și mergem în jos. Vom sări peste câteva versete și vă voi spune când vom sări. Și fac precizarea aceasta. Pentru cei care știți, undeva la începutul anului, până nu venisem aici, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus în felul următor. Cartea Iosua este o carte a începuturilor noi. Și Dumnezeu mi-a spus în felul următor, va trebui să iei cartea asta și să o aduci înaintea poporului și să le scoți câteva lucruri în relief pentru că sunt niște începuturi noi și trebuie să știe cum trebuie să facă lucrarea. Și am început, dar n-am terminat. Și acum Dumnezeu mi-a atras atenția și a zis, este nevoie
ca să aduci cuvântul acesta și am să vă spun imediat și titlul după ce citesc. Deci, Iosua capitolul 6, începând cu versetul 1, acolo titlul pus este luarea Ierihonului. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faceți 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chibotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune, strigați, atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și a dat ocol odată, apoi a intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au dus în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua 7-a s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână. Versetul 20. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate. Amin. Până aici citirea cuvântului. Am promis că vă voi spune titlul. Și am să vi-l spun. Cu pași siguri spre biruință. Mi-am dat aportul, ca să zic, am venit înaintea lui Dumnezeu și m-a rugat. Și Dumnezeu mi-a dat cuvântul acesta, dar vă mărturisesc că până ieri seara nu mi-a deslușit Dumnezeu titlul. Și tot timpul cer lucrul ăsta lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi, te rog, și un titlu care să le vorbească oamenilor și fraților. Cu pași siguri spre biruință. Fiecare dintre noi, fraților, ne dorim biruința. Dacă vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, o să-mi spuneți, da, frate, mi-o doresc. Mi-o doresc, o aștept, mă lupt pentru ea, mă rog pentru ea. Și nu cred că este nimeni aici care să nu-și dorească biruință. Și acum avem tot felul de cerințe înaintea lui Dumnezeu și am vrea biruințe în multe lucruri. Dar eu vă doresc și rostesc peste dumneavoastră și peste mine ca Dumnezeu să ne dea biruințe duhovnicești. Pentru că fără ele nu avem cum să intrăm în cetatea cea sfântă. Și vedeți, mai există o problemă și intru imediat în subiect. Versetul 1 spune în felul următor, că și oamenii ăștia se luptau pentru biruință. Și acum, sincer să fim, poporul Israel s-a luptat mulți ani de zile. Și știți care a fost problema? S-au luptat fără să meargă cu pași siguri. Mergeau tot timpul numai din problemă în problemă, din problemă în problemă. Și o să ziceți, de ce? Păi pentru că Dumnezeu le spunea stânga și îi făceau dreapta. Dumnezeu le spunea dreapta și îi făceau stânga.
Dumnezeu le spunea opriți-vă și ei mergeau înainte. Dumnezeu le spunea mergeți înainte și ei se opreau. Și de multe ori facem și noi același lucru. Dar acum Dumnezeu face ceva. Termină un capitol, îi vorbește lui Moise și spune nu tu vei intra cu poporul în cetatea promisă, ci Iosua va intra. Și acum toate lucrurile încep să se schimbe și Dumnezeu începe să schimbe și strategia pentru că vrea să învețe niște lucruri noi. Versetul 1 scoate în relief un lucru pe care noi la prima vedere îl trecem cu vederea. Zice că Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Fraților, vreau să vă deschid puțin, eu folosesc expresia asta, să vă deschid puțin mintea. V-ați rugat de multe ori pentru o biruință, pentru o problemă, pentru o cetate, în ghilimele, ca să puteți să intrați în ea, să vină biruința. Și parcă ce se întâmpla? Era închisă, era întărită. Oricât ați încercat și cu cheia, oricât ați încercat să vă duceți și pe lângă, măi, e închisă și nu se poate intra. Și ați zis, Doamne, dar din ce cauză? Care-i problema? Și vreau să vă spun că, deși nu știe tot planul lui Dumnezeu, satana, știe că Dumnezeu vrea să vă dea biruință înspre locul, înspre cetatea, înspre dorința dumneavoastră și știți ce face? Merge și întărește ceea ce trebuie să primiți. Merge și mai închide ca să nu poți intra chiar așa de ușor. Și la prima vedere noi zicem, Doamne, dar e greu, e nespus de greu, e închis, e întărit, nu pot intra. Știți din ce cauză? Pentru că nu vrea să primiți biruința și nu vrea să primim biruința. El vrea să ne țină departe de promisiunile lui Dumnezeu. Și mai încă un lucru. Ascultați-mă. Nu vrea ca, virgulă, cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească. Ar face orice ca să rămână Dumnezeu mincinos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că un singur lucru Dumnezeu nu poate să-l facă. Și acela este ce? Să mintă. Și acum ascultați. Versetul 2 spune așa. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Aici deja situația se schimbă. Și un lucru care aș vrea să-l înțelege și să-l înțelegem cu toți în seara aceasta este următorul, fraților. Domnul a zis lui Iosua. Întotdeauna când Dumnezeu este gata să dea o biruință, Dumnezeu îți vorbește. Și o să ziceți, din ce cauză? Eu vă spun din ce cauză. Să ne crească credința? Să știm 100% că lucrul respectiv vine de la Domnul? Să știm că Dumnezeu este implicat în lucrul pe care ne-a spus că ni-l dă? Și să știm că de la El vine. Auziți ce spune aici? Domnul a zis lui Iosua, iată, dau. Cine? Dumnezeu dă. Un lucru atât de important, fraților, vin la noi unii și zic, auzi, dacă faci așa, uite, s-ar putea să ajungi în locul respectiv, s-ar putea să faci o șmecherie, să faci o învârteală, hai că cunosc pe cineva. Primul lucru care să-l întreb, să spun pe următor, măi, a vorbit Domnul vis-a-vis de biruința asta. O spus Domnul că dă lucrul ăla sau nu? Păi, auzi, mi-a zis cineva acum recent, zice, Dumnezeu mi-a dat minte în cap. Și zic, și mie mi-a dat minte în cap. Dar mi-a dat și Duhul lui și eu de fiecare dată când trebuie să fac ceva, îl întreb pe Dumnezeu și zic, Doamne, mă duc sau nu mă duc? Doamne, fac sau nu fac? Doamne, care este voia ta? De ce? Pentru că zice, iată, dau, eu dau, Dumnezeu dă, Dumnezeu trimite, Dumnezeu promite și Dumnezeu să ține de cuvânt. Slăvit să fie Domnul! Și acum, al doilea lucru care e foarte important. Iată dau Lucu Tărescu. Nu. În mâinile tale. Aici e problema noastră foarte mare. Doamne, pe cum să-mi dai mie? Cum să mă trimiți pe mine? Cum să fac eu lucrarea? Cum să... Eu sunt slab, nu mă ascultă nimeni, n-am capabilități, n-am vorbire, nu cunosc pe nimeni, nu am bani. Asta spunem noi de fiecare dată. Și am uitat. Domnul a spus, iată, eu îți dau în mâinile tale. Nu trebuie să te duci la nimeni, că îți dau eu.
Slăvit să fie Domnul! Ierihonul, și acum fiți atenți, îi promite că îi dă Ierihonul și noi am zis la prima vedere, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Îmi dă Dumnezeu Ierihonul! Dar acum fiți atenți, că am citit ceva în primul verset. Cetatea era acum întărită și închisă. De cine? E deja cineva în cetate, auziți? Păi mai înainte am spus, nu? O mers diavolul și-o închis și-o întărit cetatea și nu poți intra. Și degeaba îți dă Dumnezeu cetatea că n-ai ce face pe ea. Și acum zice așa, nu se oprește Dumnezeu. Și vreau să-ți spun și să-ți atrag atenția la cel mai important lucru, zice așa. Îți dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul, și nu se oprește nici aici, dar și pe vitejii lui Ostaș. Fraților, ne dă Dumnezeu în mâini pe cel rău și pe toți care sunt împreună cu el. Știți de ce? Că-i Dumnezeu. Și în seara asta îți spune Dumnezeu, măi omule, tu nu înțelegi, eu ți-am promis Ierihonul, tu nu poți să intri în el oricum, dar ca să poți să intri, am să-ți dau și pe omul puternic și am să-ți dau și pe cei ce îl sprijinesc, că sunt Dumnezeu. Și acum vreau să mai atrag atenția la un lucru. La prima vedere am zice, Domnul a zis lui Iosua, versetul 2. Mai am zice, măi, mie mi-o vorbe Dumnezeu. E lucrarea mea. Am să o fac eu? Am să mă descurc eu? Eu am să fac tot? Eu I'll call all the shots? Mi-o vorbi Dumnezeu mie. Fac o paranteză aici. Îmi plac exemplele. Câțiva ani în urmă, am fost undeva să vizitez. Vorbesc mai codat în seara asta, că soția mi-a tras atenția. Și am fost undeva să vizităm o cetate. Și asta era întărită și închisă. Și am găzduit undeva. Și cel la care am găzduit, noi nu știam noi toate, vorbesc pe românește, manevrele. Dar ăsta era în tratative. Să ia un popor, să facă niște rocade, să facă... Dar el nu intra în cetatea întărită după cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a vorbit Dumnezeu să că-i dă Ierihonul. Nu i-a spus că-i dă pe omul puternic. Nu i-a spus că-i dă pe vitejul lui Ostaș. Nu. Și în seara când noi trebuia să mergem la adunare, împreună cu el și cu ai lui, soția a zis, frate, hai să mergem. Nu, în seara asta nu mergeți la adunare. Ne-am mirat, am zis, Doamne, dar din ce cauză? Că doar nu. Și soția a insistat, frate, mergem la adunare. Nu mergeți la adunare în seara asta. Nu ne-a dat voie, ne-a ținut acasă, am rămas acasă. El a plecat, o mai plecat și el alți cu ei și ne-a rămas acasă, n-am putut să mergem la adunare. Ce vă spun, nu vă vorbesc lucruri neadevărate. Soția aici. Am așteptat, s-a făcut 8, s-a făcut 9, s-a terminat adunare, nu mai venit nimeni acasă. Pe la 10 ne-am pus la culcare, că eram obosiți. Și pe la 11 și ceva, aproape 12, am ieșit afară să merg până la baie. Și chiar atunci, în momentul ăla, vine omul bucuros acasă. Și intră înăuntru și eu acum am știut că nu trebuie să mergem acolo, că s-au vorbit niște lucruri despre cetatea întărită, știți? Care trebuia să rezolve. Și am întrebat și am zis, măi, cum urmează lucrurile? Și am fost șocat, până aici a zâmbit puțin, dar de aici nu știu dacă o să mai zâmbiți. Am fost șocat de răspunsul lui. Mi-a zis în felul următor, zice, măi, toate au mers deosebit de bine, zice. Acum, zice, mai aici vreo 2 săptămâni de zile, trebuie să-mi semneze Constituția Bisericii și acum fiți atenți. Și apoi o să iam în mână capiul în măr. Eu nu vă vorbesc prostii, eu am fost acolo. Când am văzut gestul, când am văzut atitudinea, când am văzut pornirea minții, am zis, Doamne, păi, Tu ai trimis pe Hristos să mântuie tot ce era pierdut. Și Hristos să vină și să spune, să iam ca pe un măr în mâna mea, fac ce vreau cu ei. Păi nu ești tu în mâna lui Dumnezeu și dacă vrea Dumnezeu te strivește ca pe un vierme, iertați-mi expresia, drept sau nu? Lucrarea este a lui Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenția la un lucru în seara aceasta.
Niciodată să nu iubiți mai mult lucrarea Domnului decât pe Domnul lucrării. Întotdeauna să-L iubiți pe Domnul lucrării. Doamne, Doamne, Tu mi-ai promis și cetatea, Tu mi-ai promis și pe omul puternic, Tu mi-ai primit și ostași și viteji, Tu mi-ai promis biruința și lucrarea Ta. Și acum fiți atenți, Dumnezeu îi dă indicații clare lui Iosua. Versetul 3 spune așa, timpul se duce repede, înconjurați cetatea și acum fiți atenți, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să faceți 6 zile, prima indicație. 2. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec în ziua 7-a și să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. 3. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, acum fiți atenți, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. La prima vedere, indicații. Ascultați-mă, s-ascunde un mare, mare, mare adevăr, dar în același timp și o problemă în tot ce a spus aici Dumnezeul lui Iosua. Fraților, știți ce de fapt îi spune Dumnezeul lui Iosua? Măi, ai grijă, măi, să nu faci lucrarea de unul singur și de capul tău. Lucrează în unitate cu toți cei care ai la dispoziție. Că lucrarea e a mea, nu e a ta, măi. Și eu vreau să implic pe toți. Și acum o să ziceți, Doamne, dar unde să implic? Doamne, dar ăla nu are capabilitatea alea. O, ăla nu știe să cânte. Sunt în biserică unii care nu au voce de cântat. Sunt alții care dacă îi pui la amvon, să topesc aici și nu poate să scoată un cuvânt. V-am mai zis, cred că odată, tati vă poate spune. În Arizona era unul care stătea lângă el în adunare și atât aș dorea să ajungă la amvon, atât aș dorea și atât aș-o dorit până când într-o zi l-a pus fratele păstor să ajungă sus la amvon. Și-a venit cu Biblia sfios, a ajuns la amvon, a deschis Biblia și când o dat să citească nu ieșea nimic din gură. Dar nimic. Stătea și tot înghițea în sec. Și adunarea aștepta și aștepta și aștepta și nu se întâmpla absolut nimic. La un moment dat o zis amin și o mers înapoi jos. Și s-a așezat lângă tati. Și tati e mai funny, așa, mai comic, dacă îl cunoașteți. Mai dă câte o replică, așa, la momentul oportun. Și zice la tati, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Dar tati zice, eu știu, nu-i locul tău acolo. Tati l-a rezolvat rapid. Deci eu știu, nu este locul tău acolo. Fraților, și totuși, chiar dacă locul unuia nu este aici, el are un loc în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni. Și auziți acum, înconjurați cetatea voi toți bărbații de război, prima categorie de oameni, dând ocol cetății odată, așa se face 6 zile. Există o categorie în adunare de oameni războinici. Ăștia nu se tem de absolut nimic, ăștia sunt autorizați de Dumnezeu să facă o lucrare, ăștia merg în față, ăștia se luptă cu duhurile, ăștia țin piept când vin. Ați înțeles ce vreau să spun, da? Când se luptă duhurile și încearcă să facă ce nu trebuie, ăștia știu să se lupte și ăștia trebuie să înconjoare cetatea, zice. Toți bărbații de război dând ocol cetății odată așa să facă 6 zile. Acum ascultați, 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Rolul preoților. Și apoi mai o categorie. Ăștia primii, ai zice că sunt fruntașii, nu? Primii care merg înainte, oameni puternici, oameni de război, oameni care știu să se lupte. Al doilea, preoții. Ăștia știți cu ce? Știți? Cu candela, cu îndelemnul, cu vorba bună. Ascultați, există șansa ca ăla care se luptă împotriva duhurilor și ține piept și om războinic, când iasă din lupta respectivă, să nu aibă
capabilitatea să facă diferența chiar atunci și să spună ce nu trebuie cuiva. Să fie tot în spiritul respectiv, dacă vreți, dacă pot să-l numesc așa. Și de asta trebuie un preot. Fac o paranteză aici. La un moment dat, un om al lui Dumnezeu o trebuie să facă o lucrare. Și unul a venit să-l conturbe, să-l oprească să facă lucrarea. Și a spus niște lucruri ciudate, să nu facă lucrarea. Și mi-a plăcut răspunsul lui. El era preot. Și a zis, auzi, zice, unii-s cu bota, alții-s cu pietrele. Zice, eu-s cu un de lemnul. Dumnezeu mi-a dat un de lemnul. Eu știu să pun pe rană, eu știu să vorbesc frumos, eu știu să dau o vorbă de încurajare, eu știu să cânt o cântare, eu știu să ridic ce este apăsat. Asta e rolul preot. Și acum mai este o categorie. Când vor suna lung din cornul de berbec, cine? Preoții. Și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Auziți? O lăsat Dumnezeu afară pe cineva, fraților. Oamenii de război, preoții și tot poporul. Acum întrebarea este câți? Bărbați? Sau și femei și copii? Toți, fraților. Absolut toți. Cuprinde Dumnezeu pe toți. Și îmi place, mă duc repede, îmi place versetul 6. Iosua fiul lui Nun a chemat pe preoți și le-a zis. Fraților, am mai văzut și categoria asta de slujitori. Zice, bă, nu spun nimic la nimeni. Mie mi-a vorbit Dumnezeu. Fac lucrarea cum mi-a spus mie Dumnezeu și nu mai zic absolut nimic la nimeni. Iosua a fost un om înțelept și a zis, stai așa o secundă. Dumnezeu a chemat să fiu peste ei, dar lucrarea trebuie să o fac împreună cu ei. Ei trebuie să știe tot ce îmi spune mie Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să fie niciun fel de surpriză. Dumnezeu îmi vorbește, eu le spun ce și cum și chem să lucrăm cum? Împreună. Și acum uitați ce spune. Luați chivotul legământului și șapte preoți să poarte cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și apoi zice că a zis poporului, versetul 7. Porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. Și zice că după ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Fraților, urmează acum încă ceva. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Vreau să vă întreb, așa au dat Dumnezeu instrucțiunile să se facă lucrarea? Așa au dat? Da. S-au făcut așa? De ce? Pentru că cineva a avut teamă de Domnul să facă lucrarea exact așa cum o cerut Dumnezeu. Eu, de exemplu, odată Dumnezeu i-a vorbit la mine în casă, la un păstor, și i-a spus să facă ceva cu adunarea. Și-a zis, cheamă poporul la zile sfinte, pentru că vreau să fac așa și vreau să fac... Și când s-a terminat prorocia, el zice către mine, zice, dar noi numai ce am ieșit din 40 de zile de post. Zice, ce să... Chem acum poporul din nou, că s-o obosiți. Știți care a fost răspunsul? Știți? Alea 40 de zile de post care le-ai hotărât, le-ai hotărât tu. Nu ți-a spus Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu îți cere acum. Și ascultați-mă acum ce vă spun. La un moment dat, Saul primește indicații de la Samuel. Și spune să treacă prin ascuțișul săbiei tot ce era în cetatea aia. Așa au spus. De la cine a venit sfatul? Și vine Samuel și zice, ce-i cu behăitul ăsta de oi care-l aud? A, păi zice, stai așa o secundă, că nu puteam să lăsăm noi să se ducă de risipă atâta carne și atât o trâi. Și-o mai ținut și pe împărat în viață. Dar Dumnezeu a spus să faci eu. Nu, măi, eu știu mai bine. O fi spus Domnul, dar eu știu mai bine cum să fac lucrarea. Nu-mi spui tu mie cum să o fac. Și știți care e răspunsul lui Samuel? Care a fost răspunsul lui Samuel? Cum a lucrat? Bine? Deci ai lucrat ca un nebun. Auziți? Ca un nebun.
Dacă nu-L asculți pe Dumnezeu, instrucțiunile Lui 100%, te consideră Dumnezeu cum? Wow! Și totuși Dumnezeu spune în altă parte ca noi să nu spunem nebun la fratele nostru, să nu spunem prostule, că știți ce se întâmplă, nu? Și aici Dumnezeu consideră un om care n-ascultă și apoi spune, iubește Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea. Nu. No. Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm 100% și îmi place de Iosua că he follows through, adică urmează întru totul indicațiile și instrucțiunile lui Dumnezeu. Vrei biruință? Vrei să mergi cu pași siguri spre biruință? Urmează instrucțiunile lui Dumnezeu. Și o să zici, Doamne, dar câteodată e ciudat. Și aici mă opresc să vă dau un exemplu din nou, l-am dat mai de mult. Părinții mei, tata vrea să vină în America. Și mama nu vrea. Mama a zis, eu nu-mi las țara, nu-mi las copii, nu-mi las familia, nu-mi las. Și au ajuns să se certe în România, mulți ani în urmă. Au ajuns să se certe. Tata era persecutat de securitate, mama la fel, din cauza lui. Îl lua pe tata 2 săptămâni de zile și îl ducea în pădure, îl lega cu mâinile din copac și încercau să îl persuade, cum se spune românește, să-l convingă, să devină agent de securitate infiltrat în biserică. Și era omul lui Dumnezeu, nu vrea. Mama nu știa 2 săptămâni de zile de el unde e. Îl luau și îl duceau acasă. O încerca să-l omoare. O dat în loc să deie în el, cu altă ocazie vă spun, o dat în unchiul meu care o condus motocicleta lui tata, în aceea zi cu casca lui. Și tata vrea să plece, mama nu. Și la un moment dat, tata tot vorbind cu ea, s-au necăjit, s-au certat. Și tata a fost înțelept și a zis, auzi, știi ce? Eu am să urmez instrucțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus că se va întâmpla și eu n-am să mai încerc să te mai conving. Am să mă rog Domnului să te convingă el. Și mă aduc aminte că într-o zi trebuia să plecăm la Deva. De acolo să trage tata dintr-un sat. Și am plecat, ne-am dus acolo și trebuia să mergem duminică dimineața la adunare. Și la ora 8 dimineața, tata spune la mama, pregătește copiii că plecăm la Dobra. Dobra era 20 de kilometri de acolo și pe drum de țară. Și mama s-a necăjit. Băi, omule, pe la ora 8 dimineața am spus tu, de ce nu m-ai spus azi seara? Cum îmbra copiii? Cum? Și mama, știți? Că femeia se îngrijește de ale ei și bărbatul de ale lui. Dar ea nu știut că în dimineața aia când s-a trezit, știți ce a spus Dumnezeu la tata? Du-te la Dobra, că acolo vreau să-ți vorbesc. Și acum noi ca și oameni am fi spus, Doamne, dar tu ai vorbit prin gura unei măgărițe. Păi dacă vrei să vorbești, poți să vorbești aici, ai plin de oameni în adunare. De ce să nu vorbești aici? Mă trimis pe mine la Dobra. Și acum răspunsul cel mai firesc și direct, știți care ar fi? Pentru că așa vreau eu. Dumnezeu face, zice cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea, unde? În cer, pe pământ, sub pământ. El face ce vrea să îndure de cine vrea și are milă de cine? Ascultare, ascultare. Măi, tu te duci acolo și eu fac partea mea. Și mama bombănind, știți ce-i bombănind, nu? Ne-a băgat în mașină și tot drumul. Eu mă aduc aminte, eu eram copil pe vremea aia, aveam 12 ani jumate. Ne-a îmbrăcat cum a putut, săraca. Mașina nu era caldă, era frig. Și ne ducem la Dobra. Și ajungem, fraților, acolo și adunarea era ca și aici, așa. Femeile pe o parte și bărbații pe alta. Și acolo în spate era o teracotă, cum ar fi ușa noastră acolo. Și noi am intrat, dar am intrat întârziați. Că până ne-am dus pe drumul de țară, până mama ne-a îmbrăcat, am ajuns întârziați. Și am intrat înăuntru. Nu voi uita cât voi trăi ce s-a întâmplat acolo. Cu riscul că mă repet pentru unii, vă spun din nou. În momentul când noi ne-am așezat cu genunchii pe podea, lângă teracotă, de aici din primul rând sau de al doilea rând, a ridicat o soră mâna sus și a spus, așa-ți vorbește Domnul, bărbatule cu numele de David. Auziți? Exactitate. Iată că-ți stă înainte o călătorie peste mări, țări și oceane. Auziți? Domnul vorbește că-ți dă cetatea. Și zice, du-te înainte și nu te teme, eu voi fi cu tine, vei ajunge, cuvântul meu se va împlini, pentru că ți-am promis, voi face. Și apoi zice ceva, zice, cât despre cea care e lângă tine, auziți, spune-i să nu mai spună că ea nu-și lasă familia, că ea nu-și lasă copiii, că ea nu-și lasă țara.
Gura Domnului a vorbit și se va împlini. Amin. Slăvit să fie Domn. Ascultați-mă acum. În momentul ăla nu mai trebuie tata să-ți mai certe cu ea. Nu trebuie să mai spune nimic, că ei au fost acolo și au auzit cu urechile ei ce Dumnezeu a spus. Și știți ce a spus Dumnezeu? Iată, dau în mâinile tale cetatea. Și spune cârtitorilor să nu mai cârtească. Că eu îmi fac lucrarea, că eu am rostit și lucrarea mea. Și se duc la ambasadă. Mama bolnavă cu inima. Și tata zice de acasă, măi femeie, nu cumva să spui acolo ceva că ești bolnavă cu inima, că nu ne mai lasă ăștia să plecăm niciunde. Știi că nu primesc americanii, nu primesc oameni bolnavi, să nu zici absolut nimic. Și se duc. Și ajung acolo, le face interviu, eu ce vă spun, nu-s prostii, sunt lucruri adevărate. Și le face interviu și când le face interviu fraților, la un moment dat se întoarce la așa, știți că așa de frumos vorbeau cu tine și spuneau că ești respins. Și zice, ne pare foarte rău. Nu prezentați garanție că vă întoarceți înapoi, așa că mai încercați după 6 luni. Asta era vorba lor. Și el ia pașapoartele, le deschide și vrea să pună ștampila de anulat. Și acum ascultați, rocadă, întoarcere, cum vreți dumneavoastră. Mama deschide gura și zice cuvintele următoare. Eu aș mai avea un motiv să plec în America, zice, eu sunt bolnavă cu inima. Și aș vrea să mă duc să mă verifice doctorii în America, că am auzit că aveți acolo doctori foarte buni. Și poate că îmi găsește și mie un leac. Tata i s-au muiat picioarele. Era un om foarte... Nu se lăsa la orice. Când au auzit, tata, ei numai ce s-au înțeles acasă. Și au zis, băi, nu spui nimic. Și a spune, tata zice că trebuia... Aveți probleme cu inima? Da. Dar aveți vreo dovadă? La care, la a doua fază, tata trebuie să se pună jos. Zice, am un dosar întreg. Și bagă mama mâna în geantă și scoate dosarul. Ea l-a luat fără să-i spun la tata de acasă. Și îl pune în fața lui ăsta. Ăla deschide dosarul, se uită, nu o răscule decât 2 file. O văzut că mama are de la doctor. Și a zis, doamnă, păi dumneavoastră chiar sunteți bolnavă. Să știți că avem doctori foarte buni. Și zice, gândiți-vă acum la un lucru. Pe vremea, și acum, să spui că ești bolnavă, cine te sponsorizează? Da, e insurance. Da. Și zice, pentru că sunteți bolnavă, zice, vă pun viză la amândoi. Deschide pașaportul și acum în loc să scrie anulat, o scris aprobat. De ce? De ce? Pentru că gura Domnului a vorbit și a spus, Davide, îți dau cetatea în mâinile tale. Ați înțeles? Pentru că noi mergem cu pași siguri spre biruință. Pentru că Domnul a vorbit, Domnul ne-a trimis, Domnul a dat indicații clare și Dumnezeu nu-și ia cuvântul înapoi, afară dacă noi facem ce nu trebuie. Și zice aici că bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Și acum ascultați. Iosua a dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când voi vă voi spune strigați, atunci să strigați. Ascultați-mă, fraților. Noi de multe ori am vrea să strigăm noi și să mai speriem inamicul, știți? Vin în numele Domnului, faci. Și Dumnezeu spune, stai așa o secundă. Tu taci din gură și faci numai ce îți spun eu. Eu îți spun când trebuie să vorbești. Că am văzut din aia care vorbesc înainte de trebuie să vorbească, să deschide gura. Și atunci, știți ce se întâmplă? Mai spun câte o prostie. Că și ăștia de-aia le-a spus Dumnezeu, mă, tăceți, nu mai spuneți nimic, nu spuneți cum voi lucra, eu voi lucra. Atât trebuie să știi. Că noi de multe ori, și asta vă spun că m-am făcut și eu vinovat, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că mă mut aici. Și Dumnezeu, după ce mi-a spus, eu gata, am pus casa de vânzare, am făcut de toate, că mă mut aici. Și nu s-o vându casa 9 luni de zile. Și Dumnezeu după aia vorbește după 9 luni și spune, ai încercat să grăbești lucrarea. Că eu, Domnul, zice, am hotărât că mai durează ceva timp. La timpul hotărât, mă ocup eu și-ți trimit cumpărător, vând, tot, fac tot. Și așa am fost de bucuros, știți? N-am mai scos niciun, Doamne, îți mulțumesc, m-a ținut 3 luni. După 3 luni am venit, Doamne. Dar nu mai am răbdare. Dar vorbește, dar spune-mi când, oameni, să știu. Deci mă arde pe mine, vreau să știu. Așa suntem noi. Și apoi începem și deschidem gura, în loc să așteptăm. Și să facem ce Dumnezeu ne-a spus. Băi, și ascultă-mi pe cele răspunsul Domnului, că mergi spre biruință. Da, Doamne, eu vreau să știu. De ce? Că sunt eu foarte curios.
Și atunci Dumnezeu îmi vorbește mie într-o noapte. Iertați-mă, prima dată vorbi printr-un vas de lucru. Și a spus, mai trece o vreme și o jumătate de vreme. Eu am apreciat așa, un an jumate. Și înainte de treaba asta, iar am mai strigat. Doamne, dar spune-mi cu exactitate. Și într-un, nu mai spun că timpul trece. Într-o noapte Dumnezeu mi-a vorbit clar și a spus, februarie 28 vei pleca din Arizona. Știți când am venit aici? Știți? De ce? Că Dumnezeu a spus cu pași siguri, cetatea o dau în mâinile tale, te vei duce, în februarie 28, vei birui, vei ajunge pentru că gura Domnului a vorbit. Și acum vreau să vă spun un lucru. Aici spune că bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după ochii vot, în timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Ascultați-mă! Așa se luptau ei pe vremea aia. Și Dumnezeu le zice, măi, vă să mai vă luptați acum un picuț așa cu săbile și cu ăsta când intrați, că va mai trebui să-i tranșați pe ăștia puțin, că îți vai șamar de ei. Dar vreau să vă învăț ceva nou. De aici urmează o vreme care vă duc tot mai departe de asta, pentru că lupta voastră nu-i cu săbii, cu ciomege, nu-i cu buzdugane, nu-i cu dat în cap, nu-i cu pus jos, nu-i cu... Cum le zice la ăștia? Că nici nu știu cum le zice ăștia care se bat, că nu mă uit la așa ceva. Și acum vreau să vă citesc ceva, un pasaj pe care noastră îl știți foarte bine. Dar ascultați acum. Efeseni 6, capitolul, versetul 12 spune așa. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Știți ce lecție le dă Dumnezeu? Zice, măi, voi ați venit în armață. Voi ați vrea să dărâmați zidurile. Voi știți că cu topoare și cu săbii și cu ăsta vă puteți lupta. Dar uite care e problema. Eu v-am spus un lucru important și voi nu l-ați priceput de la început. Fiți atenți acum, nu vă plictisiți că e important ce trebuie să învățați acum. Măi, eu v-am spus că vă dau și cetatea și v-am spus că vă dau și omul care e în charge și vă dau și oamenii vitej. Dar voi vreți să vă luptați, mă, cu săbii și cu ciomege, cum urmezi și cu după Domnul Iisus. Și eu vreau să înțelegeți un lucru. Lupta voastră se transformă de la haos, de la bătaie, de la sânge, de la pierdere de viață, într-una spirituală în care voi vă veți lupta cu puterea care vine de la mine. Și o să zice, Doamne, dar cum? Păi eu vă spun cum. Voi mergeți să faceți ce am spus eu, și eu fac ce voi nu știți încă, dar o să vedeți cu ochii voștri. Că nu vine Dumnezeu și spune de la început, eu spus lui Iosua, când voi veți striga, o să se întâmple un cutremur de pământ. Nu, au zis numai vor cădea zidurile. Așa au zis, nu? Doamne, dar cum să cadă zidurile? Doamne, dar cum să ajung să fie problema rezolvată? Cum? Așa au zis unul acum vreo câțiva ani de zile. Era dosarul nevasta lui băgat în România, nu se rezolva absolut nimic. Și mă sună, frate, nu mai știu ce să fac, mă mut în România. Hai să ne rugăm, ne rugăm. Și Dumnezeu zice, vor mai trece 2 luni de zile, voi porunci unei persoane să ia dosarul de jos de unde e și să-l pune în fața lui ăla care trebuie să. Și ăsta zice, dar cum să ia de jos? Ce caută ăla să ia dosarul de jos, să-l pune sus? Pe cine sunt eu? Știți ce s-a întâmplat? Știți? O lua cineva dosarul de jos, l-a pus sus și în 2 luni de zile a fost chemată nevasta lui la ambasadă și s-a pus viză. Și știți din ce cauză? Pentru că Dumnezeu a spus. Dumnezeu a zis, îți dau biruința. Pentru că vreau să pășești cu pași siguri. Aici e problema. Noi pășim și de multe ori ne teme. Doamne, nu știu, e bine, nu e bine, mă duc în direcția în care... Și Dumnezeu spune, mă, nu mai bâșbâi, că eu te duc la sigur, mă. Eu îți rezolv problema, garantat. De ce? Că eu am vorbit, eu sunt Dumnezeu, eu cunosc viitorul, eu cunosc ce-i în cetate, eu cunosc oamenii, eu cunosc întăritura, eu cunosc duhurile care trebuie să le birui și eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și acum mă duc și mă opresc repede, zice versetul 12.
Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Știți ce problemă mai avem noi, fraților? Ne vorbește Dumnezeu, ne spune că ne dă biruința, ne promite, ne trimite cu armătura pe care vrea El să o avem. N-avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii. Avem de luptat împotriva duhurilor străine care sunt cetate, care sunt în spatele problemei cu care ne confruntăm. Și știți ce facem noi după aia? Ne culcăm pe ureche și zicem, Doamne, atât de bine acum să dormi liniștit și de aici te lupți tu sigur. Păi rezolvă tu, nu mă mai interesează că tu ai zis că... Și zice aici că Iosua s-a sculat cum? Cu noaptea în cap. De ce? De ce? Că a vrut să vadă problema rezolvată. Voi nu dați zăgaz până nu veți vedea ce? Cu ochii voștri lucrarea lui Dumnezeu împlinindu-se în fața voastră. Treziți-vă de dimineață, spuneți-i Domnului, Doamne, sunt gata, sunt la postul de veghe, sunt gata să lupt, sunt gata să ascult de Tine. Doamne, vreau să se împlinească lucrarea Ta. Spune-mi ce am de făcut. Ăsta s-a sculat cu noaptea în cap. Și acum ascultați, nu s-a sculat singur. Zice că preoții au luat chivotul Domnului. De ce? Pentru că așa era pe vremea respectivă Domnul împreună cu ei. Când te trezești dimineața, ia-L pe Domnul cu tine. Trezește-te cu noaptea în cap să faci lucrarea lui Dumnezeu și spune, pune-te pe genunchi și spune, Doamne, pun sângele lui Iisus Hristos peste mine, în numele lui Iisus Hristos, orice armă făurită împotriva mea nu va avea putere. De ce? Pentru că Tu ești cu mine. Orice limbă care se va ridica împotriva mea, o voi osândi. Și în numele lui Iisus Hristos proclam biruință, în numele lui Iisus Hristos vor cădea ziduri tari, să vor da la o parte oameni tari, să vor da duhuri tari. De ce? Pentru că Tu ești cu mine. Și o să ziceți, dar de ce? Pentru că eu merg cu pași siguri spre biruință. Amin. Dumnezeu nu bâjbuie, Dumnezeu te duce înspre biruință. Și zice că au înconjurat cetatea odată, a doua zi, s-au întors în tabără, au făcut același lucru timp de 6 zile. Și zice, pentru că așa a cerut Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să le mai dea un reminder, cum avem noi în telefon. Și a zis, mă, voi nu înțelegeți. Și eu am construit o cetate tot în 6 zile. Și a 7-a zi m-am bucurat de lucrarea mâinilor mele. Ia faceți și voi ce am făcut eu. Lucrați 6 zile și dacă veți asculta, a 7-a zi vă veți bucura. Și zice că a 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați căci Domnul v-a dat cetatea în mână. Am fraților, știți care mai e problema următoare? Vine Duhul Domnului și spune, în ziua de, intri în cetate. În ziua de, îți rezolvi problema. În ziua de trebuie să strigi de bucurie că te stânca mântuirii tale, că problema ta e rezolvată. Și tu te trezești dimineața. Și te duci și zici, păi, tot acolo e lucrul ăla. Ușa e tot încuiată. Te duci la telefon, n-am primit niciun noris. Te duci și întrebi, ai primit? N-am primit. Păi și ce? Mă, zice, nu știu. Pe-o vorbit Domnul. Mă, nu mai știu dacă o vorbit Domnul. Mă, să știi că am niște dubii. Nu știu. O vorbi, nu o vorbit. Uite, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și Dumnezeu zice, păi, auzi, unde e credința ta? Doamne, acum e foarte mică. Zici și tu ca așa la Doamne, crezi? Cred. Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu facem așa, fraților. Și Dumnezeu zice, auzi, eu vreau să strigi prin credință. Și să încep să mulțumești că problema ta este deja rezolvată. Auziți ce spune Iosua? Strigați căci Domnul v-a dat cetatea în mână. Eu vă întreb, era cetatea deja dată în mâna lor? Din punct de vedere al ochilor, era? Aici intervine credința. Ăsta-i, fraților, dacă vreți, punctul de plecare și punctul de terminare al lucrării. Trebuie să rămâi statornic în credință că Dumnezeu ce-o spus duce la îndeplinire. Chiar dacă tu nu vezi cu ochii, Dumnezeu dă biruința. Slăvit să fie Domnul!
Și zice că, versetul 20, poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și ce s-a întâmplat? Și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate și acum ascultați. Eu m-am gândit la treaba asta un picuț. Și a zis, Doamne, păi când cad niște ziduri, nu? E moloz, e... Vai, ce-i acolo? Când se dărâmă ceva, nu? Trebuie să te cațări, trebuie să treci. Și auziți acum, zice. Și zidul s-a prăbușit, poporul s-a suit în cetate, fiecare drept cum? Păi fraților, dacă a despicat Domnul Marea Roșie pentru ei să treacă, n-a putut Dumnezeu să le facă freeway. N-a putut. Când au căzut, fraților, au căzut să nu mai trebuiască să dea ei la o parte, să facă ei curățenie. Dumnezeu le-a făcut cale deschisă. Când aștepți ca Dumnezeu să rezolve o problemă, să nu crezi că Dumnezeu lasă lucrurile încurcate și mai ai tu ceva de descurcat la urmă, pentru că Dumnezeu deschide cale în pustie. Dumnezeu dă ape la o parte, Dumnezeu dă tot ce trebuie la o parte și vei intra în promisiunea lui Dumnezeu exact așa cum Dumnezeu a promis. De ce? Pentru că noi nu mergem cu pași bâșbâiți în stânga și în dreapta, ci noi mergem cu pași siguri înspre biruință. Și o să ziceți, de ce? Și acum vă spun cel mai important lucru. Pentru că în fruntea noastră este Domnul oștirilor. Și El nu pierde nicio bătălie, fraților. Nici o bătălie nu pierde Dumnezeu. Pentru că ar rămâne El de rușine și ar face cuvântul de rușine. Zice cuvântul lui Dumnezeu că El veghează asupra cuvântului ca să-L împlinească. Slăvit să fie Domnul. Și vreau să spun că îl va împlini în viața ta, îl va împlini în viața mea dacă rămâi credincios. Dacă îi aduci laudă, dacă nu mai bombănești, dacă nu mai tot vociferezi. Și dacă te trezești dimineața așteptând cu nerăbdare ca Dumnezeu să-ți rezolve problema știind prin ochii credinței că Dumnezeu deja a rezolvat problema. Slăvit să fie Domnul! Și acum mă opresc spunându-vă doar atât. Zidul s-a prăbușit, poporul s-a suit în cetate fiecare drept înainte. Și acum ascultați cel mai frumos lucru. Au pus mâna pe cetate. Hai să ne ducem la început. Ca să vedeți cât este de exact Dumnezeu. Domnul, versetul 2. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și împăratul lui pe vitejii lui Ostaș. Și să termină spunând că au pus ce? Mâna pe cetate. Auziți, s-a ținut Dumnezeu și în aspectul ăsta mic? S-a ținut? Le-a dat Dumnezeu în mână ce-a spus că le dă. Fraților, așteptați ca Dumnezeu să vă pună în mână ce-a promis? Așteptați? Eu aștept. Dar va trebui să mergem după instrucțiunile lui Dumnezeu exacte. Va trebui să mergem cu pași siguri înspre biruință. Va trebui să știm că lucrarea nu se poate face de capul nostru. Va trebui să știm că Dumnezeu vorbește oamenii cărora le vorbește. El lucrează împreună sau ei lucrează împreună cu ceilalți. Fiecare trebuie să fie format într-un nucleu. E un singur trup, dar mai multe mădulare. Fiecare ascultă exact instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat. Fiecare lucrează cu dăruire. Pentru Dumnezeu. Nu există vociferări, nu există de ce așa și de ce nu cum spun eu. Și Dumnezeu zice, vreau unitate în poporul meu, a spus mai devreme Dumnezeu. Vreau unitate. Nu mai vă vorbiți de rău, nu mai spuneți că ăla-i nu știu cum, că ăla-i nu știu cum. De ce? Pentru că noi toți am fost chemați să facem o lucrare. Și dacă vom face exact așa cum Dumnezeu ne-a spus, dacă preoții își fac geabul lor, dacă oamenii războinici își fac geabul lor, dacă poporul îi sprijinește. Și acum ascultați două lucruri. Tace din gură când trebuie să tacă din gură și vorbește când trebuie să vorbească sau să strige. Și poporul știți ce trebuie să facă? Să strige laude la adresa lui Hristos. Nici de cum hule, nici de cum învinuiri, nici de cum ce nu trebuie la adresa slujitorilor, ci laude la adresa lui Dumnezeu. Și când se face treaba asta,
Dumnezeu spune, eu acum dau zidurile la o parte, eu acum deschid, eu acum fac cărare și veți intra drept înainte și o să ziceți unde? Și o vă spun unde. În promisiunea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul a promis și Dumnezeu a împlinit. Pentru că Dumnezeu se ține de promisiune, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta la sfârșit. Și în prima parte aș vrea să ne dăm, dacă vreți, arama pe față. Am să folosesc expresia asta. Să-i spunem Domnului, Doamne, nu întru totul am urmat instrucțiunile pe care mi le-ai dat, Doamne. Undeva am luat o cotitură greșită, Doamne, n-am mai avut încredere, am așteptat și nu s-a întâmplat, n-am făcut ceea ce Tu mi-ai spus, dar, Doamne Dumnezeule, în seara aceasta mi-am dat seama, Doamne, că eu nu pot să bâșbâi în stânga și în dreapta, ci eu trebuie să merg cu pași siguri înspre biruință. Și, Doamne Dumnezeule, vreau să fac ceva. Mă voi întoarce la locul în care am făcut, Doamne, pasul greșit, ori în dreapta, ori în stânga. Pentru că acolo, Doamne, Tu ai rămas, Doamne, și mă aștept să mă întorc înapoi. Mă aștept să mă întorc la credință, mă aștept, Doamne, să mă întorc la promisiune, mă aștept, Doamne, să vin să Te cred pe cuvânt, mă aștept, Doamne Dumnezeule, ca Tu să vii prin Duhul Tău cel Sfânt să mă călăuzești așa cum chivotul a mers odinioară cu oamenii aceștia, pentru că Tu mă conduci înspre biruință. Mă întorc, Doamne, înspre Tine cu tot ce este în mine. Mă voi trezi de dimineață, Doamne, îmi voi întoarce inima spre Tine, mă voi întoarce fața spre Tine, Doamne, Te voi căuta, voi asculta de tot ceea ce îmi spui, Doamne, pentru că Tu mi-ai dat deja, Doamne, ceea ce mi-ai promis și în numele lui Iisus Hristos la sfârșit vin cu laude, Doamne, înaintea Ta și-ți mulțumesc, Doamne, că în numele lui Iisus Hristos Tu-mi dai biruința și cetatea este a mea și promisiunea este a mea. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Savreto fardi ogatabia sintore, bravel tu manati, brolet varia di sorgemena, sadetor te mintoseo, toveria di fordenata. Tu ești Dumnezeu, rabaiotișorte. Ne cerem iertare, Doamne. Ne facem vinovați, Doamne. Că nu, Doamne, nu am mers, Doamne, exact așa cum Tu ai cerut, Doamne. Am mai șovăit în stânga și în dreapta. Am mai făcut, Doamne, de capul nostru cum am crezut noi, Doamne. Nu, Doamne, nu am mers întru totul după instrucțiunile Tale. Dar astăzi ne întoarcem, Doamne Dumnezeule, la locul în care, Doamne, am luat-o, Doamne, departe de Tine, departe, Doamne, de cuvântul Tău. Ne pare rău, Doamne. Ne întoarcem, Doamne Dumnezeule, la locul, Doamne, în care Tu, Doamne, vrei să fim, Doamne. La locul în care Tu vrei să viețuiești împreună cu noi. Vei fi, Doamne, cu noi. Ne vei da biruința, Doamne. Vei merge cu noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Vor cădea zidurile, Doamne. Și, Doamne Dumnezeule, prin credință, Doamne, știm că Tu ne dai biruința. Știm că cetatea, Doamne, este a noastră. Știm că problema este rezolvată. Știm că zidurile vor cădea, Doamne. Și că, Doamne, Tu ne dai în mână, Doamne, promisiunea pe care Tu ne-ai făcut-o, Doamne. Ai spus că vei fi cu noi, Doamne, până la sfârșitul zilelor. Și Te credem pe cuvânt, Doamne. Îți mulțumim, daforia di prodesino. Îți aducem laudă. Ne închinăm Ție, Te recunoaștem pe Tine. Și în numele lui Iisus Hristos proclamăm victoria asupra poporului Tău din locul acesta, din cetatea aceasta, din statul acesta. În numele lui Iisus Hristos. Tu îți vei face lucrarea, pentru că Tu ai promis, Doamne, și cuvântul Tău este adevărul, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, vom rămâne credincioși chemării Tale, vom rămâne credincioși trimiterii Tale, vom rămâne credincioși autorității Tale, Doamne, și, Doamne, vom face lucrarea, Doamne, întocmai cum Tu ne-ai spus, Doamne. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Te iubim, Te slăvim, Te cinstim, Te onorăm, ne închinăm, Doamne, și Te binecuvântăm pe Tine, pentru că Tu ești Dumnezeu. A Ta să fie toată slava, toată gloria, cinstea, onoarea și binecuvântarea. Ție ne închinăm, Doamne Dumnezeule, și Îți mulțumim că planul Tău pentru noi este mare, este măreț, noi nu-L putem înțelege întru totul, dar ochii noștri vor vedea, Doamne, împlinirea planului Tău, pentru că Tu ești Dumnezeu. A Ta să fie gloria, slava, cinstea, onoarea și binecuvântarea. Te iubim, Te slăvim, Te cinstim, Te onorăm și Îți aducem laudă în numele lui Iisus. Broveltio sabrecartio jimena,
Îți mulțumim, îți mulțumim și îți vom rămâne credincioși, Doamne Dumnezeule, împlinit dintr-o totul, Doamne, cu exactitate ceea ce Tu ai cerut, Doamne, pentru că vrem, Doamne, vrem, Doamne Dumnezeule, izbăvirea, vrem cetatea sfântă, vrem Canaanul sfânt, vrem promisiunile Tale să se împlinească în viețile noastre și îți mulțumim. Ercabosida fiatia, grosentibara chiatore, savret notra ziotea și o pertinena. În numele lui Iisus ne-am rugat, crezând că Tu vei face tot ce ai spus că vei face. Și în numele lui Iisus vom merge cu pași siguri înspre biruință, Doamne, pentru că biruința este de partea celuia care este cu Domnul. Zavertia șoberchina, în numele lui Iisus îți mulțumim, Duhule Sfinte, fă-ți lucrarea cu putere, Rabesovia Șumpera, autorizează-ți servii, întărește slujitorii, Braviato Carta Sino, pune un delem proaspăt peste ei, Doamne, și fă-ți numele de slavă și de cinste, îți mulțumim, îți mulțumim, Te iubim și Te slăvim, Te cinstim și îți mulțumim și credem că ești cu noi, în veci să fii slăvit. În numele lui Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt.